Laboratorul de restaurare carte, document, pergament și restaurare hartă. În acest laborator se restaurează registrul de inventar al bibliotecii, registrele de inventar ale patrimoniului și cărțile de patrimoniu. Timpul nu a fost prea blând cu anumite obiecte din muzeu și acestea necesită o restaurare uneori mai amplă, alteori doar minima intervenție. Expoziția de restaurare carte, document și hartă, cu denumirea Restaurarea între știință și artă, este prima într-o serie de expoziții, mini-expoziții, realizate de colectivul de restaurare al Muzeului Național de Istorie al României. Acest document, pe suport de pergament, este un frisov din anul 1669, emis în cancelaria domnitorului Moldovei, caligraf fiind stratulat rucin, hrisovul fiind caligrafiat în limba slavonă. Cazania lui Varlam, tipărită în anul 1643 de către gravorul Ilia, un meșter gravor, comanditar fiind domnitorul Vasile Lupu și Mitropolia Moldovei, beneficiar fiind pravoslavnicii creștini din întregul spațiu românesc. Acest hrisov a fost manuscris în anul 1638 în limba slavonă, emis de cancelaria domnitorului Moldovei, Vasile Lupu. Caligrafia a fost realizată de către Ghiacul Șaidir. Slujebnicul, cu denumirea populară Liturghier, a fost tipărit în anul 1681 în Ucraina, în limba slavonă. Volumul are scoarțe din lemn învelite în piele, blocul cărții fiind deteriorat și anume cu multe lacune și rupturi marginale. Biblia lui Șerban Cantacuzino a fost tipărită în anul 1688 la București de către episcop Mitrofan. Volumul are un număr de 944 de pagini și a fost restaurat pe volum nedesfăcut, atât blocul cărții, cât și coperta. Albumul Armatei Române, tipărit în trei limbi, română, franceză, germană, la editura Socecu, conține 134 de imagini și 37 de planșe și o pagină cu o dedicație din partea Armatei Române către regele Carol I. În acest album sunt reprezentate toate armele Armatei Române și aspecte din viața cotidiană. Volumul de ziare Războiul, o ediție de ziare legate într-un volum, care prezintă evenimentele și situațiile cu care se confrunta Armata Română în perioada anilor 1877-1878. Redacția publicației era găzduită la etajul Palatului Dacia din București. Un manuscris din anul 1784, care este o copie realizată în a doua jumătate al secolului XVIII, după memorialul lui Georg Kraus, istoric și notar din Sighișoara.
Un alt obiect din expoziția Restaurarea între știință și artă este o diplomă de înnobilare din anul 1663, realizat în Cancelaria Principiară a Transilvaniei din Sibiu, în limba latină. A fost emis de Cancelaria Principelui Transilvaniei, fiind însoțit de două planșe reprezentând arborele genealogic al familiei Trâmbițaș. Un document emis în Cancelaria Domnitorului Moldovei, pe pergament, este un hrisov de Danie, emis în Cancelaria Domnitorului Ștefăniță Lupul, în anul 1660. Acest document este manuscris în limba slavonă, realizat pe pergament, cu cerneală ferogalică și aur, și conține pecetea Domnului Moldovei. Un alt obiect din expoziția Restaurarea între știință și artă este Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie din anul 1794. A fost tipărită în limba română cu alfabet chirilic la râmnic în vremea lui Alexandru Moruții. Ulterior a fost donată mănăstirii Tismana. Volumul a fost realizat în tipografia râmnicului. Fărăcătura din argint aurit a împodobit la începutul secolului XIX Evanghelia din 1794, fiind montată în atelierul mănăstirii Tismana.